La nivel global, Organizația Mondială a Sănătății a lansat acum câțiva ani de zile două campanii. Cea de prevenire a bolilor fără transmisie, în care intră obezitatea și altele, și o altă campanie de o anvergură foarte mare referitoare la activitățile fizice. Se numește Let's Be Active, în care pur și simplu trag un semnal de alarmă că tânăra generație, evident și familiile, deci noi adulții, da, nu facem mișcare în fiecare zi, ceea ce duce la toate efectele sedentarismului. Am avut șansa extraordinară să am o mătușă minunată care îmi spunea: Silvia, este inacceptabil să ieși tu, ca femeie, orice femeie, din casă, nefardată un pic, neparfumată un pic. Ce e asta? N-am timp! Da. Îți ia 5 minute! Ce prețioasă sunt alea 5 minute. Băi, și eu cum ies cu părul vâlvoi câteodată. Iar atunci te întâlnești cu cel mai drăguț bărbat, cu iubitul tău din facultate, te întâlnești și tu ești cu ochii scoși și cu părul ciufulit. Da, da, da. Acele 5 minute transformă-le, și asta încercăm noi să transmitem familiilor, prin copiilor și prin diverse, să spunem, campanii foarte bine țintite către familii.